Salut, fraților, și bine ați venit la un nou episod din Dacă aș fi șef la steaua, episodul 2. În acest episod vin cu o propunere care s-ar putea să nu fie pe placul tuturor steliștilor. Dacă eu aș fi șef la steaua, i-aș lui Daniel Oprița în acest moment o prelungire a contractului, dar nu una pe un an sau doi, ci pe 5 ani. Spun asta pentru că eu sunt fanul acelor cluburi care um, angajează antrenori pe termen lung. Sunt fanul Manchester United-ului din, din vremea lui Alex Ferguson, sunt fanul Arsenalului din vremea lui Wenger, consider că doar așa se poate face performanța adevărată. Nu cred că un club care schimba antrenorul după un eșec sau după un sezon ratat, face neapărat un lucru bun. Nu cred că progresează. Și spun asta pentru că în momentul în care schimbi antrenorul, practic o iei de la zero. Deci tot ceea ce a făcut bun acel antrenor, presupunând că a făcut ceva bun, bineînțeles, va fi șters. Sigur, există cazurile în care un antrenor este complet nepotrivit, în cazul în care nu face absolut nimic bun, atunci da, evident îl schimb. Dar dacă un antrenor a construit ceva și a avut un sezon mai slab, nu văd de ce ai lua această măsură radicală și l-ai da afară. Până la urmă, ca om, e normal să greșești, nimic nu-ți garantează în lumea asta succesul, nimic. Deci e normal să existe și sezoane mai slabe, e normal să existe și sezoane în care poate că tu nici măcar nu ești slab, dar adversarul este mai bun ca tine și atunci ce faci? Nu are rost să dai, advers... să dai antrenorul afară, cel mai bine este să îi dai credit în continuare și chiar să îl ajuți. Pentru că, și acesta este adevărul, la un orice club sportiv, succesul vine ca urmare a muncii în echipă. Asta înseamnă că nu e destul să lucreze antrenor, nu e destul să lucreze sportivii. Trebuie să lucreze antrenorul cu sportivii și, bineînțeles, cu ceilalți oameni din club. Nu doar împreună pot să facă performanță. În acest caz, eu cred că uh, pentru Steaua cel mai bun lucru ar fi în acest moment să îi uh, dea lui Daniel Oprița o prelungire de contract și nu una pe un an sau doi, ci una pe o perioadă mai lungă de timp. Din nou, o spun, dacă eu aș fi șef la Steaua, eu aș da o uh, prelungire a contractului pe 5 ani. Spun asta și pentru că Sincer să fiu, nu văd ce alți antrenori ar putea să vină la steaua în acest moment și chiar vă lansez această provocare să-mi spuneți voi în comentarii cam pe cine ați vedea capabil să antreneze clubul nostru. Eu, unul, am doar trei oameni pe o listă așa a mea. Primul ar fi Gâlcă, care nu cred că ar veni în acest moment să antreneze în România, deci nici la steaua în Liga Secundă. Și pe locul 2, ca să ne zic așa, nu pe 2 și 3, la egalitate pe locul 2 ar fi Dragoș Militaru, care anul trecut a antrenat Dejul și care anul acesta a început la, la Chindia, dar a fost dat afară, și Florin Maxim, care antrenează în acest moment Corvinul. Pe aceștia doi, i-aș vedea posibil înlocuitoria lui Oprița, dar dacă este să analizăm acești trei antrenori, adică pe Maxim, pe Militarul și pe Oprița, vedem că Oprița este totuși mult mai bine cotată. Ei, ce, ceilalți doi antrenori nu au în niciun caz uh, realizările pe care le-a avut Oprița până acum. Deci, dacă este să alegi pe cel mai bun dintre aceștia trei, acela este cu siguranță Oprița. că ar fi poate mai bun decât Oprița, deși nu sunt neapărat sigur că ar fi... Uh, mai cu mult peste el pentru că amândoi antrenori au avut rezultate excelente până acum în carieră. Gâlcă are avantajul de a fi antrenat în străinătate, ceea ce înseamnă că a avut acces și la niște idei noi, însă în același timp, Oprița are și el un avantaj faptul că a fost în fotbalul românesc în toți acești ani și a fost prezent aici asta înseamnă că cunoaște foarte bine fotbalul românesc, iar Gâlcă, rupt de ceea ce s-a întâmplat în țara noastră în ultimii ani, nu știu dacă ar putea să intre și să facă minuni, ca să spun așa la steaua, sau să facă treabă bună. Nu cred că n-ar -ar face treabă bună, dar în niciun caz nu ar rupe gura târgului chiar din prima. Cred că ar avea nevoie de măcar câteva luni de acomodare pentru a înțelege un pic care sunt echipele bune din fotbalul nostru cum, cum ar putea să, să aducă jucători și, și ce jucători ar putea să aducă la echipă și așa mai departe asta este părerea mea din nou vreau să vă cer să lăsați în comentarii părerile voastre să-mi spuneți în legătură cu acest subiect ce antrenori ați aduce voi la Steaua să-mi spuneți, bineînțeles, dacă sunteți de acord cu propunerea asta a mea de a aduce antrenori pe termen lung, și dacă nu sunteți de acord, bineînțeles, aș vrea să și argumentați. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat. Abonați-vă, știți și voi mai departe ce trebuie să faceți. Like, share, subscribe. Forța stea!